Universitatea Craiova a negociat și în iarnă venirea lui Bergodi în Bănie, dar discuțiile nu s-au concretizat. El a fost dorit cu insistență de președintele Oltenilor Sorin Cârțu, care a avut un cuvânt greu de spus în aducerea acestuia. Bergodi vine cu propriul său preparator fizic, Ion Colonel, care a mai activat la Olteni și în timpul mandatului lui Gigi Mulțescu. Secund va fi Luigi Ciarlantini. Italianul va ajunge în România cu mașina personală abia duminică și va intra direct în carantină timp de 14 zile. Chiar dacă va arăta aproape o săptămână din perioada de pregătire, Bergodile va transmite programul său jucătorilor. În România, italianul le-a mai antrenat pe fece național, CFR Cluj, Rapid, Poliaș, FCSB, Asia Târgu Mureș și fece voluntari. Singurul trofeu câștigat a fost în 2007, Supercupa României cu Rapid.